60 de tineri specialiști și medici rezidenți participă începând de miercuri până sâmbătă la cel de-al cincilea curs de artroscopie a genunchiului la Timișoara. Vor avea loc demonstrații chirurgicale, training pe simulator, dar și unul mai puțin obișnuit, pe genunchi de cadavru de bovine. First of all, you must make the approach. Okay, so easy. Okay, so we are inside the joint. You feel the pump, so it's the same in the human body. You feel the pump in, so you know I will pump in. În acest an vine, după cum vedeți în spate, cu un wet lab, cum se zice în limbajul nostru, un curs hands-on pe genunchi de cadavru, dar de cadavru de vacă sau de bovină, să fiu mai corect. Și simularea se desfășoară pentru primii pași ai artroscopiei, în sensul pentru a învăța basic-ul, cum să orienteze instrumentele, cum să facă primii pași, să identifice structurile și cum să facă managementul fluidului la artroscopie. Cam asta este pentru ziua de astăzi. Avem o limită de cursanți la 60, datorită faptului, după cum vedeți, avem doar 5 posturi de lucru pentru wet lab și un simulator și practic am limitat numărul de cursanți datorită să dăm posibilitatea cursanților să învețe. Avem de data asta posibilitatea să folosim ultimele modele de instrumente și ultima modelă de aparatură. Poate nu sunt la curent cu toate, deci cred că este primul wet lab făcut în România la acest nivel și dovadă este că avem înscriși din Italia, avem înscriși din Serbia, avem înscriși din Marea Britanie, care alături de rezidenți din România doresc să participe la această sesiune de antrenament, să zic, în chirurgia artroscopică a genunchiului. Trainingurile de la Centrul Pius Brunzeu al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara s-au dovedit a fi extrem de utile. Das Wettlab ist super fürs Praktikum. Es ist ähnlich wie beim richtigen Knie. Es ist mit Flüssigkeit, es ist plastisch, es ist verformt sich, du kannst den Meniskus rauszwicken, es ist super. Es war richtig, ein richtig gutes Praktikum. Mi se pare foarte util. Păi noi acasă la noi nu avem șanse să facem așa ceva. E un curs foarte bine organizat și faptul că sunt aceste workshop-uri e în întâmpinarea celor care vor să înceapă să facă artroscopii. Nu pe genunchi. Nu pe genunchi, pe genunchi de vacă, pe genunchi artificial. It's very useful, it's first time for me to have a practice with knee, with cadaveric knee, and I think that will be the good result after we come back home. It was very useful because it was very didactic. I can train without any external stress and with an list of steps to do. It was I like it. Este extraordinar. Eu am fost la câteva cursuri aici. Asta este anul ăsta prima dată. Deci este într-adevăr un laborator ca și cum am fost acum 3 săptămâni în Barcelona. Nu e nimic mai bine. Sper că la viitor, dacă o să dezvolte acest centru foarte bine, să facem și pe genunchi uman, ar fi mult mai folositor. Însă este un centru de educație și de training pentru medici tineri, dar și cei care vor să învețe mai mult, extraordinar de bun. Aici se fac primii pași. Cei care n-au început fac într-adevăr primii pași ca și cum ar fi la un genunchi adevărat. Bineînțeles, anatomia e puțin mai diferită, însă aici se învață să se orienteze, să intre în genunchi, să vadă care sunt structurile și începând cu această chestie, eu cred că dacă au un învățător bun, unul care le arată după aceea în sală, cred că foarte rapid pot să fie mult mai mult artroscopiști în România, ceea ce ar fi dorit pentru mai ales pentru centrele care nu sunt universitare. Pe parcursul celor 4 zile ale manifestării vor avea loc și cursuri teoretice despre ultimele noutăți în domeniu, susținute de personalități din Europa.